Aș vrea să vă rog acum să ne ridicăm înaintea Domnului și să deschidem Scripturile pentru seara aceasta în cartea Exodul, capitolul 12. Vom citi de la versetul 21 la versetul 28 și apoi un singur verset din Evanghelia după Ioan, capitolul 1, versetul 29. Pagina 71, cu bucurie să ascultăm Cuvântul lui Dumnezeu. Exodul 12, de la versetul 21. Moise a chemat pe toți bătrânii lui Israel și le-a zis: duceți-vă de luați un miel pentru familiile voastre și înjunghiați paștele. Să luați apoi un mănunc de isop, să lămuiați în sângele din strachină și să ungeți pragul de sus și cei doi stâlpi ai ușii cu sângele din strachină, nimeni din voi să nu iasă din casă până dimineața. Când va trece Domnul ca să lovească Egiptul și va vedea sângele pe pragul de sus și pe cei doi stâlpi ai ușii, Domnul va trece pe lângă ușă și nu va îngădui nimicitorului să intre în casele voastre ca să vă lovească. Să păziți lucrul acesta ca o lege pentru voi și pentru copiii voștri în veac. Când veți intra în țara pe care vă va da Domnul după făgăduința Lui, să țineți acest obicei sfânt și când vă vor întreba copiii voștri ce înseamnă lucrul acesta, să răspundeți: este jertfa de Paște în cinstea Domnului, care a trecut pe lângă casele copiilor lui Israel în Egipt, când a lovit Egiptul și ne-a scăpat casele noastre, poporul s-a plecat și s-a închinat până la pământ. Și copiii lui Israel au plecat și au făcut cum poruncise Domnului Moise și lui Aaron, așa au făcut. Și acum Ioan, capitolul 1, versetul 29, a doua zi, Ioan a văzut pe Iisus venind la el și a zis: iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Amin. Vă mulțumesc, vă rog să reocupați și locurile. Cu tot respectul ce l-am față de cuvântul lui Dumnezeu și cu prețuirea pentru dumneavoastră cei ce ați venit aici la această seară de evanghelizare, aș vrea împreună să continuăm să-L slăvim pe Dumnezeu Tatăl din Cer, pentru că El merită să fie slăvit. E un Dumnezeu mare, atotputernic, care a făcut un plan de mântuire deosebit cu privire la noi oamenii. Despre El citim în Psalmul 104 că din nori își face carul și plutește pe aripile vântului. El a așezat temeliile pământului să nu se clatine. El face să țâșnească izvoarele de apă în văi și păsările să cânte printre ramuri. El a făcut luna să știe vremurile și soarele știe când să apună, dar ne-a făcut și pe noi după chipul și asemănarea sa, slăvit să fie El. Amin. Aș vrea să încercăm să ne ațintim privirile în seara aceasta spre Iisus, mielul de jertfă, Cel care ridică păcatul lumii. M-am gândit în această seară să vorbim despre acest miel. Ne place să cântăm despre el, să predicăm despre el și cred că aveți dorința într-o zi să fim cu el în cer, nu-i așa? Eu zic: Doamne, ajută-ne ca în ziua marelui apel să nu lipsim niciunul. Am ales să citesc pentru dumneavoastră un pasaj din Vechiul Testament, din cartea Exod, o carte care este în plină mișcare, o carte care ne prezintă una dintre cele mai mari minuni ce le-a făcut Dumnezeu cu națiunea lui Israel, izbăvirea din țara de Jar, din țara Egiptului, unde națiunea aceasta a stat peste 4 secole și n-a fost ușor. Au bătut cu picioarele în miriște și noroi, au așteptat o zi a eliberării și Domnul a adus această zi a eliberării prin Moise. Priviți la poporul acesta care trece prin Marea Roșie, Domnul le-a făcut drum, le-a făcut șosea prin mare, au trecut de partea cealaltă, au călcat cu picioarele pe pământul libertății și au început să cânte cântarea de biruință, cântarea de laudă pe malul celălalt.
că Dumnezeul lui Israel, Iahve, e un Dumnezeu al biruinței, slăvit să fie numele Lui. A fost o noapte când Domnul a hotărât eliberarea lor și fiecare familie de evrei trebuiau să jerfească un miel de parte bărbătească de un an și sângele mielului care era pus pe ușorii lateral și pe pragul de sus le aducea izbăvire și le aducea protecție, le aducea viață. Și în seara aceasta aș vrea împreună să ne uităm la mielul care poate salva viețile noastre, mielul care poate salva familia ta și mielul care poate salva familia mea. Și sigur, când ne vom uita la aceste trăsături ale mielului sau la aceste adevăruri despre mielul ce ne salvează viața, aș vrea prin ochii credinței să privim la Domnul Iisus. Doamne, ajută-ne! Amin! Primul adevăr despre mielul care salvează viața. Mielul care salvează viața, frați și surori, tineri dragi, a fost fără cusur. E un amănunt pe care Scriptura ne-l prezintă aici și nu trebuie să-l uităm niciodată. Regulamentul lui Dumnezeu era foarte clar în ce privește eliberarea și trebuie să vă spun că nu orice miel pe care îl sacrifica evreul în noaptea aceea putea să-i salveze. Uitați-vă ce a vorbit Dumnezeul lui Moise și asta citim în Exod 12 de la versetul 1. Domnul a zis lui Moise și lui Aaron în țara Egiptului: luna aceasta va fi pentru voi cea din tâi lună, ea va fi pentru voi cea din tâi lună a anului. Vorbiți întregii adunări a lui Israel și spuneți-i, transmiteți prin ștafete până la margini să audă toți: în ziua aceasta, a 10-a, a acestei luni, fiecare om să ia un miel de fiecare familie și un miel de fiecare casă. Dar nu-i destul să știți asta, evrei. Versetul 5 ne spune așa: să fie un miel fără cusur, de parte bărbătească de un an, veți putea să luați un miel sau un ied. Acum eu nu știu să vă spun, să vă dau explicații, cum a fost în noaptea aceea, că în fiecare familie de evrei era un miel de un an de parte bărbătească, nu de 11 luni și nu de un an și o lună, ci exact de un an. Când Dumnezeu vrea să izbăvească pe cineva, El știe să pregătească cadrul, pentru că El e Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. O zis evrei, mielul ăsta să fie fără cusur. Primul adevăr ce-l aflăm de mielul care poate salva viața, mielul acesta era fără cusur. Nu putea să-și permită evreul să sacrifice un miel care avea o meteahnă în trup. Mielul acela nu-l salva. Dacă se întâmpla mielul acela să aibă o ureche mai lungă sau un picior beteag, nenorocit, mielul acela sacrificat nu-i salva viața. Mielul salvator trebuia să fie fără cusur, de parte bărbătească de un an. Dumnezeu este foarte drept, El nu primește o jertfă compromisă. Și uitați-vă regulamentul lui prezentat în Levitic, în capitolul 22, versetul 22. Să n-aduceți nici una să fie oarbă, să fie slută sau ciuntită, care să aibă bube, râie sau pecingene, din acestea să n-aduceți pe altar ca jertfă mistuită de foc înaintea Domnului, a zis Dumnezeu. Eu asemenea jertfă nu primesc. Iată primul adevăr despre mielul ce salvează viața. Trebuia să fie fără cusur. Vă imaginați că evreul care trebuia să sacrifice mielul era foarte atent? Fiecare reprezentant de familie inspecta cu atenție mielul. Trebuia să n-aibă niciun cusur în trupul său. Și acum noi privim la mielul care ne salvează pe noi, Iisus Hristos. Nu e așa, frați și surori, că jertfa care s-a dat la calvar, mielul care s-a jertfit la cruce, a fost fără cusur? N-a avut niciun cusur.
Au încercat contemporanii lui, vrăjmașii au fost pe urmele Domnului 3 ani și jumătate și l-au inspectat pas cu pas să aibă, să vadă, are vreo vină? Unii au încercat să-l învinuiască pe nedrept, dar sigur, învinuiri nefondate. Când l-au adus pe Iisus în fața dregătorului Pilat, Pilat a fost un om foarte dur, foarte rece. Știți cum îl descrie istoria? El a fost cel de-al 6-lea dregător peste Iudeia, avea fruntea mereu tensionată, părul negru, lua decizii de moment. Când s-a înscăunat în Iudeia, s-a așezat scaunul său regal pe timp de noapte, toată cetatea a fost trează, nimeni n-a avut voie să doarmă. Ei, și omul ăsta îl vede într-o zi în fața sa pe cel mai frumos dintre oameni. Harul era turnat pe buzele lui, pe Fiul lui Dumnezeu. Știi ce zice Pilat? Păi voi l-ați adus aici ca să-l omorâm. Dar de ce l-aduceți? Și iudeii, liderii religioși, au zis să știți că noi avem motive ca să-l aducem înaintea ta, dar omorâți-l voi. Și ei au zis, noi după legea noastră, știți cum au zis? Nu ne este îngăduit să omorâm pe nimeni, au zis iudeii. Noi nu mai căutăm criminali, parcă nu-i tot una, nu? Uite Pilat, ăsta trebuie să moară, dar după legea noastră, noi n-avem voie să omorâm pe nimeni, noi numai pregătim oameni care să omoare. Omoară-l tu, Pilat! Și Pilat zice, ei bine, bine, eu sunt dregător roman, capete de acuzare, de ce îl învinuiți? Și-au venit unii și-au zis, știi de ce trebuie să moară Pilat? Ațâță norodul la răscoală. Era real? Păi cine nu știa că Iisus a fost cel mai blând om care l-a cunoscut planeta aceasta? Au venit alții și-au zis, știi ce învață discipule ucenice, să nu plătească bir cezarului, dar era real? Dar cine nu știa cea mai celebră predică ce a ținut-o Domnul să o audă toți, și farisei și cărturare, dați cezarului ce a cezarului și lui Dumnezeu ce a lui Dumnezeu? Nu era real. Se face pe sine Fiul lui Dumnezeu. Pilat nu a avut interes în dimensiunea spirituală, asta e treaba voastră cu religia. Știți ce declară Pilat? Pilat a fost un vrăjmaș al lui Iisus. Până la urmă l-a trimis la calvar, la moarte. Știți ce declară? Și nu odată. Până și vrăjmașii au declarat că mielul care a fost sacrificat la cruce a fost fără cusur și n-a avut nicio vină. Și acum haide să citim cuvintele lui. Evanghelia după Luca, vă citesc aceste versete, Evanghelia după Luca, în capitolul 23, poate în seara aceasta ne vom uita mai mult în Scriptură, spune cuvântul la pagina 1021, versetul 22, așa. Pilat le-a zis, pentru a treia oară, vă vorbesc a treia oară, același mesaj, dar ce rău a făcut? Eu n-am găsit nicio vină de moarte în el. Iată, unul din vrăjmașii lui Iisus, cel care l-a judecat la Gabata, a făcut o declarație în fața tuturor și a spus că cel ce mergea la cruce n-avea nicio vină, că mielul care salvează viața n-a avut niciun cusur, slăvit să fie mielul care ridică păcatul lumii. Amin. Nevasta lui Pilat o zis să n-ai de-a face cu sângele neprihănitului acesta, am suferit în vis din pricina lui. Pilat, lasă-l în pace, nu te atinge de el, Pilat, e fără vină. Pilat a spus că e fără vină, nevasta lui a declarat că e fără vină, dar haideți să vedeți ce a spus unul care cândva i-a fost prieten, dar i-a devenit dușman. Știți la cine mă refer? Unul care a fost prieten și i-a devenit dușman. 3 ani și jumătate a umblat cu el, a văzut minunile lui, a văzut învieri din morți și într-o zi l-a vândut pe 30 de arginți. E vorba de Iuda Iscarioteanul. Nu e așa că ar fi curios să-l întrebăm pe Iuda? Iuda, tu ce declari despre el? Îi vinovat sau nu-i vinovat? Tu l-ai sărutat și sub semnul dragostei ai vândut dragostea. Tu ce ne spui, Iuda? Dă-ne și tu o declarație despre el. Ce zici tu de mielul ăsta? Care acum are un drum ireversibil. S-a înscris pe drumul crucii, nu se mai întoarce înapoi. Aruncă arginții în templu și îl văd pe Iuda căindu-se, care face și el o declarație în Matei 27 și uitați-vă ce spune el. Urmăriți ce spune Iuda în Matei 27, cuvântul lui Dumnezeu ne spune de la versetul 3 așa.
Atunci Iuda, vânzătorul, când a văzut că Iisus a fost osândit la moarte, s-a căit. A adus înapoi cei 30 de arginți, i-a dat preoților, celor mai de seamă și bătrânilor și a zis, ce declară Iuda? Știi ce declară Iuda? Am păcătuit. De ce am păcătuit? S-o știți voi ăștia de la templu care m-ați dus în eroare și l-am vândut pe Iisus pe prețul unui sclav. Ce zici, Iuda? Am păcătuit că am vândut sânge nevinovat. Că mielul care s-a jertfit la cruce, care a coborât la noi, așa cum frații ne-au cântat acum, a fost fără vină. Se uită la noi prietenii, se uită la noi oamenii, se uită colegii de muncă, se uită colegii de școală și noi găsiți cusuri și vină. Dar în seara asta vrem să-l prezentăm aici pe unul care n-are nicio vină, e mielul care ridică păcatul lumii, e Hristos Domnul, slăvit să fie El. Mielul care ridică păcatul lumii n-a avut niciun cusur, n-a avut nicio vină. Știți ce a declarat sutașul acela? Evanghelistul Marcu ne prezintă imaginea când Domnul se sfârșea la în cuie să facă mântuirea noastră, se uită centurionul acela roman, un sutaș, un păgân. Nimeni n-avea curaj acolo la calvar să facă o declarație, era foarte riscant. Ucenicii fug, lângă cruce sunt femeile, e mama aceea care se uită la drama de la calvar, o femeie parcă îmbătrânită înainte de vreme, e Ioan, ucenicul iubirii, dar nimeni n-are curaj să facă o declarație. Dar face o declarație un păgân, sutașul acela, când se uită la cel din mijloc, când a văzut cum și-a dat Duhul, știți ce declară? Parcă ar fi vrut să spună sutașul, păi eu sunt om care am condus atâtea execuții, eu sunt o mașină de omorât oameni, pe mine nu mă cuprind emoțiile că mai văd un om care e răstignit, dar când se uită la Iisus și vede cum moare, știți ce declară centurionul roman? Păgânul acela, cu adevărat acesta era Fiul lui Dumnezeu. Când nimeni n-a avut curajul să declare ceva, un păgân la cruce, la calvar, când Domnul își dădea Duhul, când erau ultimele bătăi cardiace, când erau ultimele zvâcniri, când erau ultimele respirații, declară sutașul acela, cu adevărat, omul acesta era Fiul lui Dumnezeu. Adevărul acesta despre mielul ce ne salvează, nu trebuie să-l uităm. Noi suntem vinovați, dar mielul a fost fără cusur, slăvit să fie numele Lui. Amin. Dar nu-i destul să știm asta. Trebuie să aflăm în această seară și cel de-al doilea adevăr despre mielul acesta. Uitați-vă ce s-a întâmplat atunci, Exod 12, revenim la textul nostru. Mielul ce ne salvează a fost condamnat de toată adunarea. Toată adunarea lui Israel trebuia să condamne mielul, să omoare mielul. Și e scris în versetul 6 așa, să-l păstrați până în ziua 14-a a lunii acesteia și toată adunarea lui Israel să-l înjunghie când? Seara. Mielul care salvează viața a fost condamnat de toată adunarea lui Israel. Frați și surori, prieteni dragi, stimați familiști, dragi tineri, știți că pe mielul acela care l-au condamnat romanii la calvar, l-am condamnat toți? S-ar putea cineva în seara aceasta să zică, e prea de tot, dar eu n-am trăit în vremea aceea. Dar ce legătură am eu cu soldatul acela roman care i-a bătut cuile în palme și în picioare? Dar ce legătură am eu cu celălalt soldat care l-a străpuns cu sulița în coastă? Dar ce legătură am eu cu bajocoritorii aceia, cu trecătorii care strigau spre el, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, o, tu care strigi templul în 3 zile și îl ridici înapoi, ce legătură am cu ei? Frați și surori, pe mielul acela l-am condamnat toți. De moartea mielului de la calvar ne facem vinovați toți. Profetul Isaia spunea, cu 700 de ani înainte de Betleem, înainte ca să vină Hristos în lumea noastră ca și om, l-a văzut ca un miel că l-am condamnat toți.
Și uitați-vă ce spune el, Isaia 53, e o evanghelie a Vechiului Testament. Scrie în Isaia 53, de la versetul 4 așa, totuși el, că de mielul ăsta e vorba, suferințele noastre le-a purtat, la plural, că toți l-am condamnat. Suferințele noastre le-a purtat, durerile le-a luat asupra lui și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit, dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre, pedeapsa care ne dă pace a căzut peste el și prin rănile lui noi suntem tămăduiți, slăvit să fie el. Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor, că l-am condamnat toți. Când a fost chinuit și a suprit, n-a deschis gura deloc, ca un miel care îl duci la măcelărie și ca o oaie mută înaintea celor ce o tund. N-a deschis gura, că pe mielul acela, frați și surori, l-am condamnat toți. Și Pavel spune în 2 Corinteni 5,21, pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, el l-a făcut păcat pentru noi, pentru ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în el, slăvită să fie jertfa de la Calvar. Pe mielul acela l-am condamnat toți, indirect, dar și mâna ta și mâna mea a fost pe ciocanul acela cu care a lovit soldatul roman. Indirect, dar în mulțimea aceea care a strigat, a fost și vocea mea, a fost și vocea ta. Așa de frumos prindea în versuri regretatul frate Petru Dugulescu, vroia să ne prezinte în versuri că toți l-am condamnat și spunea el așa, eu n-am fost atunci în Gabata când greaua sentință s-a dat, dar știu că și eu ca și tata îl am ca strămoș pe Pilat. Eu nu l-am lovit nebunește cu pumnul duros grosolan, dar știu că și în mine zvâcnește prin vremi acel sânge roman. Eu n-am fost când gloata nebună strigau pe Baraba ales, dar suntem citați împreună în marele lumii proces. O limbă latină și dulce, spunea poetul, ne-a dat Dumnezeu să vorbim, ca scrisul de atunci de pe cruce, ușor să putem să-l citim. Romanii trecură din lume, cu scurgerea vremii s-au dus, dar noi le-am luat al lor nume și avem o credință în Iisus. Istoria bimilenară, un nume și un crez ne-au păstrat și soarta când fost amară, acestea tărie ne-au dat. Să nu-i mai fim iar vrăjmașul ce cuiele în palmi au bătut, ci să-l proclamăm ca sutașul, ca primul roman ce a crezut. Și dacă martirii în arene, plătirea lor sânge ca preț, să nu inventăm alte scene, urmând strămoșescul dispreț. Românii, de pe glia străbună, vă întoarce sub cruce înapoi, primiți, răspândiți vestea bună, fiți tari, Dumnezeu e cu voi. Știți că toți l-am condamnat, tineri dragi, de moartea lui Iisus de la Calvar, ne facem vinovați toți. Mielul acesta a fost fără cusur, că au declarat dușmanii că n-a avut nicio vină. Au spus că n-a avut nicio vină și pe mielul acesta l-am condamnat toți. Mai spunem noi, nu-i singur Iuda vinovat de sângele ce se dădu, nici marii preoți, nici Pilat, ci lumea întreagă prin păcat și eu și tu. Și noi am râs cu ochii murdari și noi am fost cei doi tâlhari și eu și tu, că pe mielul acela l-am condamnat toți, l-am încărcat cu păcatele noastre. Și s-a dus cu ele la Calvar pentru ca să ridice păcatul lumii, slăvit să fie mielul. Amin, amin. Vreau să vă spun, dragii mei, unii oameni rămân doar cu informația despre miel și nu-și mântuiesc sufletul niciodată dacă nu aflăm și cel de-al treilea adevăr despre miel. Nu-i destul să afli că mielul n-a avut nicio vină. Nu-i destul să afli că a murit pentru toți, că auzi oameni care zic, Doamne, ești cel mai păcătos om din lumea asta și recunosc, dar credeți că e destul să fii mântuit? Trebuie să asimilezi cel de-al treilea adevăr despre miel, să crezi că mielul e soluția lui Dumnezeu pentru salvare. Amin!
A venit Domnul și a spus evreilor, evrei, vreți să fiți salvați? Aveți o singură soluție în noaptea asta. Sacrificați un miel de parte bărbătească de un an, puneți sânge pe pragul de sus și pe ușorii laterali și nimicitorul când intră în țară nu va intra în casele voastre și în casa voastră nu va fi doliu. Ei, imaginați-vă că ar fi fost un evreu mai încăpățânat și ar fi zis, pe mine nu mă interesează, eu în noaptea asta mănânc ce vreau. Dar chiar în noaptea asta nu vreau să sacrific mielul, eu mănânc altceva. Eu vă spun că evreul acela murea. În noaptea aceea în Egipt era o singură soluție și soluția era mielul ce trebuia sacrificat. Mielul fără cusur trebuia sacrificat. Frați și surori, spuneți celor nemântuiți din casele voastre că altă soluție de salvare nu există. Nici dogme, nici sisteme, nici sete de reguli, nici denominații religioase. Cine ne salvează pe noi e mielul și credința în el, e Fiul lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! Cine nu mărturisește că Iisus Hristos este Domnul și nu intră în legământ cu mielul, nu poate fi salvat. Că nimeni altul nu-i mântuire. Vă spuneam prima seară, decât numai în numele acesta, Iisus Hristos care a murit la Calvar, slăvit să fie numele Lui. Nu e așa că adevărul acesta ar respinge cei mai mulți? Cei mai mulți! Domnul a zis, evrei, sacrificați mielul, luați sânge, puneți în strachină, cu un mănunchi de isop, puneți pe pragul de sus, pe ușorii laterali, asta e soluția, altfel muriți. Ce bine ar fi dacă ar înțelege contemporanii noștri. Ce bine ar fi dacă oamenii care își concentrează atenția numai la religii și numai la forme și obiceiuri, ar înțelege că nimeni nu-i salvează, nici un duhovnic, nici un preot, nici un evanghelist, niciun pastor, cel ce salvează viața, e mielul care și-a dat viața pentru noi. Slăvit să fie Domnul! Crezi tu că Iisus e soluție pentru viața ta? Dacă ar fi să te întreb în seara aceasta, iubitul meu tânăr, care ai venit pentru o vreme în Italia, sângele mielului e pe ușorii inimii tale? Ai pus sângele mielului pe pragul de sus, adică pe mintea ta? Ai pus sânge pe ușorii laterali, adică pe trupul tău, pentru ca Domnul să te poată ocroti și să-ți dăruiască mântuirea? Dacă nu, n-ai vrea în seara asta să lași ca să ungă și mintea ta și viața ta cu sângele acesta ca să te salveze și pe tine? E atât de dureros că unii nu numai că nu cred în soluția mielului, dar calcă în picioare sângele. A citit în Scriptură că există persoane care calcă pe sânge? Nu vi se pare interesant că a venit Domnul și a zis numai pe pragul de sus și pe ușorii laterali, dar le-a zis cumva evreilor să pună sânge pe pragul de jos? A citit cumva? N-aveau voie să calce pe sânge? Sângele trebuia să fie pe pragul de sus? Sângele ăsta e sfânt! Sângele ăsta te curățește, te spală, n-ai voie să calci pe el. Nu cumva să pune sânge pe pragul de jos. Nu cumva din neglijență să călcați pe pragul de jos și să pângăriți sângele. Știți că există persoane care pângăresc sângele și îl pun pe pragul de jos? Eu vă citesc despre ei. Deschideți împreună cu mine în Cartea Evrei și uitați-vă ce spune Scriptura despre oameni de felul acesta, Evrei capitolul 10. Cuvântul Domnului ne spune de la versetul 28 așa. Cine a călcat legea lui Moise este omorât fără milă pe mărturia a doi sau a trei martori. Și acum e o atenționare, e un avertisment. Cu cât mai aspră pedeapsă credeți că va lua cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, va pângări sângele legământului cu care a fost sfințit și va bajocori pe Duhul Harului. Cine își permite să calce pe sânge, persoane care au intrat în legământ cu Domnul și apoi își permit să trăiască o viață de păcat, o fac pe socoteala lor. Sângele ăsta, dragii mei, te curăță, te spală, dar n-ai voie să calci pe el, că e sângele lui Iisus Hristos, slăvit să fie Domnul! Nu știu dacă cei care vor fi candidați la botez duminică sunt în seara aceasta aici, poate nu toți,
Dar dacă sunt o parte din ei, eu mă rog ca Domnul să-i binecuvinteze. Știți voi că legământul ce-l faceți cu mielul e pentru toată viața? Așa de surprins sunt de unii care încep așa în viteză cu Domnul. Și vezi dintr-o dată că intră în botez, mărturisesc credința și apoi se duc din nou pe cărările lumii. Dragii mei, nu vă permiteți să călcați pe sânge. Că Scriptura zice, persoana aceea nu vă rămânea nepedepsită. Oameni care își permit să calce pe sânge. Și trebuie să spun în seara aceasta, n-am plănuit să vă spun, dar se impune acum. Știți că n-am întâlnit persoane, tineri, băieți și fete, care să fi părăsit adunarea și casa lui Dumnezeu, să fi părăsit părtășia cu Domnul și să se fi aruncat în lumea asta mizerabilă, să vină să te privească în ochi și să zică, frate, de când am lăsat biserica, de când am abandonat lucrarea Domnului, îmi este mai bine și îmi este mai ușor. N-am întâlnit persoane să zică, frate, mă simt așa de bine, ce dacă am lăsat pocăința, ce dacă am luat botezul, e viața mea, e tinerețea mea. Dar am întâlnit persoane, băieți și fete, care s-au depărtat de pocăință, care m-au privit în ochi și am un exemplu la Burdujeni. S-ar putea fratele Doru să știe de cine e vorba. Tinere care au cântat cu noi în cor, au fost cu noi la evanghelizări, la mormântări. A venit vremea căsătoriei și s-au aruncat pe valul vieții. Una din ele, o tânără model, care s-a căsătorit cu un musulman, m-a întâlnit într-o seară, ar fi vrut să mă evite în cartier. Și-a zis, îmi pare rău, am remușcări, m-am căsătorit cu acel algerian, vrea să mă ducă în țara lui. E o căsnicie, faliment, îmi pare rău. Va trebui să revin acasă, o viață de coșmar. O, dragii mei, s-ar putea uneori să vă pierdeți răbdarea. Poate unii să întrebați când o să fie binecuvântare și pentru mine, când o să fie biruință și pentru casa mea și pentru familia mea. Eu vă spun, dragii mei, nu călcați pe sânge, nu vă bați joc de legământul cu care l-ați încheiat cu mielul acesta. Pentru că Dumnezeu e în măsură să vă dea binecuvântare în viață, slăvit să fie El. Ce aș vrea să știți despre miel? Mielul ăla care s-a jertfit la calvar n-are vină, a fost fără cusur. Pe mielul acela l-am condamnat toți și în mielul acesta eu trebuie să cred ca să fiu salvat. Cine va crede și se va boteza va fi mântuit și cine nu va crede va fi osândit. Poate cei care am intrat în legământ cu mielul în seara asta, poate la ultima rugăciune care o vom face, să-i mai spunem o dată, mielule, te iubim. Vrem să rămânem cu tine până la sfârșitul vieții noastre. Uneori e greu, e luptă. Cine crede că a terminat lupta, s-a înșelat, s-ar putea să fie înfrânt. Cine crede că s-a terminat lupta, nu, dragii mei, după ce am intrat pe calea asta și am intrat în legământ cu mielul care ridică păcatul lumii, atunci începe adevărata luptă. Pe calea îngustă e luptă, plăceri de șertăciuni pe anus, nu e împodobită, dar e dreaptă și e bună că duce în sus, slăvit să fie numele Domnului. Eu mă rog ca Domnul să dea biruință poporului din Milano, acestei biserici, să rămâneți cu mielul până la sfârșitul vieții, să vă ajute Dumnezeu la aceasta. Păi aș vrea să vă spun și cel de-al patrulea adevăr despre miel. Nu-i destul să știi că mielul a fost curat, că n-a avut nicio vină. Nu-i destul să știi că a fost condamnat pentru toți. Nu-i destul să spui, cred că Iisus e Fiul lui Dumnezeu. Trebuie să stai la masă cu mielul. O zis evrei? Vreți să fiți salvați în noaptea asta? Când vine nimicitorul în țară, să nu plângeți, să nu vă tânguiți. După ce sacrificați mielul și puneți sânge pe pragul de sus și pe ușorii laterali, știți ce mai trebuie să faceți? Să stați la masă cu mielul. E obligatoriu? Ce spuneți, e obligatoriu? Trebuie să stai la masă cu mielul. Uitați-vă ce le-a zis. Carnea s-o mănânce chiar în noaptea aceea, friptă la foc, și anume să o mănânce cu azime și cu verdețuri amare, să nu-l mâncați crud sau fiert în apă, ci să fie fript la foc. Și acum e imaginea Domnului de la cruce, atât capul, coroana de spini,
cât și picioarele, mâinile străpunse de cuie și măruntaiele străpunse de suliță ostașului roman. Să nu lăsați nimic din el până a doua zi dimineață, dacă va rămânea ceva din el pe a doua zi, să-l ardeți în foc. Când îl veți mânca, să aveți mijlocul încins, încălțămintea în picioare, toiagul în mână și să mâncați în grabă. Cine vrea să fie salvat de miel, trebuie să stea la masă cu el. Așa mă întreb că unii, atunci când e masa Domnului, lipsesc foarte frecvent. Și zic, parcă ce dacă luna asta n-am stat la masa Domnului? E o problemă? Ce spuneți, e o problemă? Eu vă spun că e o problemă. Că cine nu mă mănâncă pe mine, spunea Domnul, n-are viața. Cine stă la masă cu mielul, viața lui e transferată în el. Și cine îl mănâncă pe Domnul, cine stă la masă cu Domnul, la sărbătoarea bisericii, zice Domnul, eu îl voi învia în ziua de apoi. Slăvit să fie Domnul. Știți că a sta la masă cu Domnul e o condiție pentru înviere? Cine vrea să fie salvat, trebuie să stea la masă cu Domnul. Și eu vă spun, dragii mei, să stai la masă cu Domnul, să stai la masă cu Domnul în fiecare zi. Chiar iubiți cuvântul Domnului? Vă place să citiți măcar câteva versete în fiecare zi? Să vă hrăniți din cuvântul Domnului, să stați la masa Lui? Ce mult m-aș bucura, nu numai săptămâna asta, ori de câte ori aveți slujbă în casa Domnului, să veniți să fiți la masă cu mielul, să vă ajute Dumnezeu la aceasta. Știți de ce venim aici? Obosiți uneori, poate chiar ne mai încearcă somnul, poate oboseala, aș spune cuvântul, caniculă, oboseală la locul de muncă, dar venim aici că ne place să stăm la masă cu mielul, nu-i așa? Ne place să-i mai cântăm o cântare. Ne place să îl lăsăm să ne mai spună o vorbă. Am venit să stăm la masă cu mielul. O, Doamne, ajută-ne să stăm la masă cu bucurie. Când stăm la masă cu Domnul, să radieze pe fețele noastre bucuria, pentru că Hristos ne-a mântuit și că suntem copiii Lui. Slăvit să fie mielul care ne-a salvat. Ați făcut foarte bine că ați venit la masă cu mielul. Putea să rămâneți acasă și să stați confortabil, poate să ziceți, mă, în seara asta nu mă duc. Sunt prea multe seri consecutive și duminică iar o zi obositoare, în seara asta nu mai merg. Ați făcut bine, ați venit să stați la masă cu mielul. Să știți că ori de câte ori veniți aici, nu cinstiți nici predicatorul care vine, nici frații care conduc biserica, nici comitetul bisericii. Voi veniți aici ca să-l cinstiți pe mielul, slăvit să fie Domnul. Haideți să obișnim să facem lucrarea aceasta cu bucurie, dragii mei, că mielul acesta vrea să stea la masă cu noi. Știți ce a spus ucenicilor? Pregătea Paștele, Vechi Testamental, apoi a urmat cina, cea de taină. O zis ucenici, am dorit, cum a spus Domnul? Am dorit mult să mănânc cu voi Paștele acesta, înainte de moartea mea, înainte de sacrificiul meu, am avut dorința să stau la masă cu voi. Pregătim în odaia de sus, acolo un om ne pune la dispoziție casa și stăm la masă împreună, ucenici. Am dorința asta. Nu-i așa că noi multe dorințe le exprimăm înaintea Lui. Vrem să ne vindece de boli, să ne dea un loc de muncă, să ne ocrotească familiile, copiii. Are și El o dorință. O zis, am dorit mult să stau la masă cu voi. Are și El o dorință, nici măcar asta să nu o împlinim. Când vine El și întinde masa și ne așteaptă să venim, haideți să venim să stăm în prezența mielului, slăvit să fie Domnul. El e aici să ierte, să curățească, să spele. Spunem noi, așa cum sunt, la tine vin. Putere n-am, tu-mi fii sprijin, mă spală în sângele-ți divin. O mielule, eu vin. N-ai vrea să-i spui în seara aceasta, mielule, am stat departe de tine. Dar în seara asta vreau să vin așa cum sunt, Doamne. Am rătăcit în lumea asta. Și am trăit cum am trăit, te-am întristat prin vorbirea mea, prin gândurile mele, prin acțiunile mele, Doamne, dar am înțeles că la Tine mai este o șansă. Vin în seara asta ca măcar o picătură din sângele Tău să cadă și peste viața mea, să mă ierți, să mă speli, să mă curățești, să stăm în prezența mielului cu bucurie la masa Lui. Ajută-ne, Doamne, la aceasta. Amin, amin. Nu-i degeaba să vii la masă cu Domnul, când Domnul te cheamă să te duci. Asculta mărturia unui frate, cum s-a întors el la pocăință, pe timpul lui Ceaușescu. Frumoasă mărturie. O zis, frate, eu am avut o chemare specială
Într-o noapte mi-a vorbit Domnul un mesaj profetic. Nu eram pocăit. Și spunea fratele acesta, lucram undeva la o fabrică în județul Hunedoara și în miezul unei nopți a venit la mine Domnul un mesaj și mi-a spus așa, te duci pe strada cutare, la adresa cutare și intri acolo și ce fac oamenii ăia, faci tu. Și a zis, frate, duminică dimineață m-am dus la adresa aceea, știi ce era acolo? Era o biserică penticostală. Și am intrat acolo și m-am rugat cu ei și am cântat cu ei. Nu știam prea multe ce fac oamenii aceia, dar m-am îndrăgostit de Domnul. Și le-am spus în ziua aceea, oameni buni, eu de aici nu mai plec, eu rămân cu voi. Eu vreau să mă întorc și eu la Domnul, să mă pocăiesc și eu. Și s-au dus la serviciu, era perioada aceea comunistă, când te ironizau colegii de muncă și își băteau joc de tine, că pocăința unii zic că e poreclă, dar nu-i poreclă, nu-i poreclă. Și-a zis, mă, te-ai pocăit și tu, așa-i? Dar tu ai fost om de omenie, mă, când stăteai cu noi la masă și ciocneai pahare și glume și un băiat distractiv, așa că te-ai dereglat la minte. Ce-ai căutat acolo? Și-a zis, mă, uitați-vă ce s-a întâmplat cu mine. Mi-a vorbit Domnul să mă duc la adresa aceea și să fac ce fac oamenii ăia. Și-au bătut joc de el și l-au ironizat. Și unul dintre ei, ceva mai înțelept, a zis, mă, vreau să te întreb ceva. De ce crezi tu că s-a întâmplat așa? De ce nu mi-a vorbit Domnul mie? De ce nu vorbește la alții cum ți-o vorbi ție? Ai vreo explicație de ce s-a întâmplat așa? Și-a răscotit amintirile tinereții și ale copilăriei. Și-a zis, am o explicație. Am o explicație. Când Dumnezeu are în planul mântuirii pe un om, îl întoarce, frați și surori. Mi-aduc aminte de perioada copilăriei, aveam 5 ani. În satul unde eu locuiam, tatăl meu era primar. Și într-o zi a venit un vecin de-al nostru, a intrat în curte și a zis către tatăl meu, mi-amintesc bine, eram copil de 5 ani. Și a zis, tu ești primar, a zis tatălui meu, du-te la jandarmerie că jandarmii omoară în bătaie un predicator de-al pocăiților bătrân, du-te și scapă-l. A zis, m-a luat tata de mână și m-am dus la sediul jandarmeriei și am intrat acolo. Și l-am văzut pe un om în vârstă bătut. Avea așa un dâră de sânge pe față. Și tatăl meu a intrat acolo și a zis, opriți-vă, vă rog, nu-l omorâți, lăsați-l, nu-l omorâți. A zis, după ce l-a desprins din mâinile jandarmilor, omul acela pe care nu l-am văzut până atunci și nu l-a mai văzut de atunci, a venit lângă tata, eu stăteam și mă țineam de mâna tatălui meu. A pus mâna pe capul meu și a zis așa, așa vorbește Domnul. Din copilul acesta voi face un slujitor al meu care va duce mărturia numelui meu mai departe. Amin. Și a plecat. Când Domnul îți vorbește, fii gata să-L asculți când Domnul te cheamă la masa Lui. Nu te cheamă la voia întâmplării. Când te cheamă un prieten, când te cheamă un coleg de școală, când te invită cineva să vii la masă, vino că la masă e mielul care îți ridică păcatul și te mântuiește. Slăvit să fie numele Lui. Aș vrea să știi asta despre miel. Că mielul n-a avut nicio vină, noi suntem vinovați, că pe miel l-am condamnat toți. Că în mielul ăsta trebuie să credem. Că noi trebuie să stăm la masă cu mielul, dragii mei. Dar trebuie să mai știm ceva despre el. Știți că mielul acesta trebuie să fie cinstit de noi. Are pretenția să fie cinstit de noi. L-am batjocorit destul. Unii l-au înjurat destul. Și-au bătut joc de el în ultimul hal. L-au lovit cu trestia în cap. Și a stat acolo în arșiță și în bătaia vântului. Ești Hristosul? Coboară-te de pe cruce! Destul l-au batjocorit alții. Știți că mielul ăsta vrea să fie cinstit de noi? O zis evrei, trebuie să mai știți ceva. O să vă întrebe copiii voștri, așa v-am citit, da? Peste ani. Că voi o să stați iarăși la sărbătoarea asta. Și o să vadă copiii la masă acolo că ați pus în fața azimi și verdețuri amare. Și a sacrificat și mielul și o să vină băiatul și fata, copiii ăia care cresc în casa ta.
și o să te întrebe: tată, mamă, de ce stați la masă cu mielul? De ce voi să răspundeți așa? Este jertfa de Paște în cinstea Domnului. Știți că mielul ăsta trebuie să fie cinstit de noi? Învățați-i pe copii că mielul merită să fie cinstit. Cântați împreună cu ei. Aduceți un cuvânt de laudă la adresa mielului. Să nu fie cuvinte jicnitoare, să n-audă vorbe murdare, să n-audă înjurături în casa ta, ci să audă cuvinte de cinste la adresa mielului. Ajută-ne, Doamne, la aceasta. Pe mielul ăsta l-a cinstit tata la Iordan. Vom fi duminică la sărbătoare aici, când tineri vor îmbrăca haine albe și vor mărturisi credința în miel. La Iordan l-a cinstit. Tatăl din cer s-a auzit o voce din cer. O mai intra și alții în apă. Păi imaginați-vă că Ioan stătea acolo și boteza și veneau valuri, valuri să fie botezați. Și printre cei care coboară în Iordan, coboară și mielul care ridică păcatul lumii. Și uitați-vă, Ioan a zis: nu-s vrednic, ar trebui să se inverseze rolurile, botează-mă tu! Lasă să împlinim tot ce trebuie împlinit, Ioane. Și din cer se aude o voce: tatăl îl cinstește. Nu i-o cinsti pe alții, dar îl cinstește pe mielul. Acesta-i fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea. Frumos l-a cinstit tatăl. Se urcă pe muntele schimbării la față, pe muntele transfigurării. Acolo e Petru, Iacov și Ioan, ucenicii preferați. Acolo e Moise și Ilie, e Domnul Iisus, se întrețin într-o vorbire. Și din cer se aude iar un glas care îl cinstește pe fiul. Adică tatăl din cer nu-l cinstește pe Moise, care e reprezentantul legii, nu-l cinstește pe Ilie, care e reprezentantul profeților, dar îl cinstește pe mielul care ridică păcatul lumii. Acesta-i fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea. De el să ascultați. Merită să fie cinstit. Merită să fie cinstit. Slăvit să fie mielul. Știți că e cinstit și în cer. Uitați-vă cum e cinstit mielul în cer și ne duce spre final cu aceste versete. Cuvântul Domnului ne spune în Apocalipsa 5, cei din cer, versetul 12, ei ziceau cu glas tare, și bine ar fi să ne armonizăm cu ei de aici de pe pământ: vrednic este mielul care a fost unghiat să primească puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria, cinstea și slava și lauda. Merită să fie cinstit. Hai să ne antrenăm de jos. Nu numai frații maftei, ci împreună să-l cinstim pe mielul. De aici, din Valea Plângerii, să mai zicem o dată: vrednic ești, mielule, să fii lăudat. Slăvit să fie numele Lui. Și apoi zice: toate făpturile care sunt în cer, pe pământ, sub pământ, pe mare, și tot ce se află în aceste locuri, zice Ioan, le-am auzit și când. Ce zic cei din cer? Acelui ce șade pe scaunul de domnie și a mielului, să fie lauda, cinstea, slava și stăpânirea în vecii vecilor. Până îl vom slăvi acolo. Haideți în seara asta să-l slăvim la Milano din toată inima, să ne ajute Dumnezeu. Vă reamintesc, mielul e fără vină. Pe miel l-am condamnat toți. În miel trebuie să credem. Cu mielul trebuie să stăm la masă. Și pe mielul acesta trebuie să-l cinstim din toată inima. Amin, amin. Citeam despre Regina Victoria Angliei, o femeie distinsă care asculta într-o zi pe un predicator evanghelic care vorbea de revenirea Domnului Iisus pe norii cerului, și în timp ce acest om al lui Dumnezeu predica, pe fața ei au coborât două șiroaie de lacrimi. Și predicatorul s-a oprit din mesaj și a zis: majestate, v-am jicnit cu ceva? La care distinsa regină a zis: nu, dar sunt cuprins de emoții. Și mă gândesc că va fi frumos când va veni acest Iisus și eu cred că nu voi fi în viață atunci. Ce mult aș dori să fiu în viață atunci. Și predicatorul zice: majestate, ce ai face dacă ar veni acest Iisus când tu ești în viață și ești pe tron și conduci regatul acesta? Ce ai face dacă l-aș vedea venind și aș fi în viață? M-aș da jos de pe tron, aș da coroana de pe capul meu și aș pune-o la picioarele Lui, că cred și eu că El e Domnul domnilor și Împăratul împăraților. Frumoasă declarație! Tronuri care se pierd, regate care se pierd,
figuri proeminente ale istoriei care au avut o fală și un renume și s-au dus, dar împărăția lui rămâne în vecii vecilor. E Domnul domnilor și Împăratul împăraților. Fie binecuvântarea Domnului peste cei care ați venit, să fiți la masă cu mielul. A lui să fie slava și cinstea, astăzi și mâine.